Bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou live. Fac un mic test să văd dacă live-ul ăsta apare și pe Facebook. Da, e ok. Bun, scrieți-mi, vă rog, dacă mă auziți și dacă mă vedeți. E o oră atipică, mi-aș fi dorit să fac live-ul seara, dar de circa o săptămână sau două îmi doresc să fac live-ul seara și nu-l fac. Și atunci am zis că mai bine îl fac ziua decât să amân în fiecare zi pentru ziua următoare sau săptămâna următoare. Despre ce vorbim astăzi? Astăzi vorbim foarte mult despre imobiliare în Spania, pentru că e ceea ce mă preocupă în ultimul... Salut, Cosmin, mulțumesc frumos! Ceea ce mă preocupă în ultimul timp și ceea ce îmi place să fac. Și apropo de asta, am creat un grup pe Facebook, o să-l pun aici în comentarii sau după ce termin live-ul îl pun în comentariile de pe Facebook și YouTube. Grupul tratează subiecte despre imobiliarele din Spania, adică nivel al chiriilor, randament, închiriere pe termen lung versus termen scurt. Grupul este în engleză. Cine e interesat de subiect poate să intre pe linkul pe care îl pun ulterior și ne întâlnim acolo, ce să zic. Astăzi vorbim despre niște proprietăți care mie îmi plac. Vă dau așa un spoiler. Prima este o proprietate pe care am pierdut-o și mi-ar fi plăcut să o cumpăr, vă explic imediat. Salut, Iulian. A doua proprietate este un apartament pe care l-am văzut săptămâna trecută și m-am gândit să vi-l arăt și vouă. Mai sunt un teren foarte, foarte interesant în Puerto de la Cruz și vă mai povestesc despre o regiune secretă a Spaniei. Mă rog, secretă nu este, dar pentru mine a fost secretă până acum ceva timp și urmează să o descoper din ce în ce mai bine, mai ales că la vară îmi fac vacanța acolo. Haideți să vă arăt acum... Mulțumesc, Maria. Bună. Vă arăt acum ce am făcut zilele astea și ce case am văzut și după aia intrăm pe partea de imobiliare. Ceva ce dorește? Da. Ia fi atent. Am ieșit cu Anca la un mic dejun, lucru care nu s-a mai întâmplat de mult. I'm sorry. Ne-a părut rău pentru copii că n-au venit cu noi, mai ales că Sara e mare amatoare de restaurante. Nu, mișto, în La Laguna, dar poate știți. Știți castelul din La Laguna? Ne-am întâlnit apoi pentru prânz cu prietenii noștri Mihai și Roxana. Puteți să le încercați și canalul lor, se numește Călătorii No Stress. Fac și ei vloguri din Tenerife, sunt vecini, cu noi aici. Vă las acum să vedeți primul apartament. Și aici e ocean. Norii ăștia sunt mereu acolo, dar nu ne deranjează niciodată. Acolo am trăit eu, în norii aia, acolo, într-o casă la 800 de metri altitudine, am stat un an și ceva. A nebunit Anca. Bun. Mă refeream că nu plouă, nu ne deranjează. Ne deranjează, dar nu plouă. Fiți atenți că am făcut, am comis-o. Am derulat puțin fără să vreau. Scuze. Nu mă mai bag, gata. Am trăit eu în norii aia acolo, într-o casă la 800 de metri altitudine, am stat un an și ceva. A nebunit Anca. Bun. Aici pe stânga lui nu vă mai arăt eu o bucătărie care se poate deschide. Și aici am un hol în care am patru dormitoare, da? Deci un dormitor undeva la 3x4, aș zice eu. Al doilea dormitor 3x4. O baie
Și încă o baie. Încă un dormitor. Cred că tot trebuie 4 de așa. Asta era o cameră de, ca o spălătorie, să zic așa. Nu știu, poți să faci un birou. Și încă un dormitor. 3x4. Asta, ca să nu uit, e vreo 260 de mii de euro. Apartamentul ăsta. Bun. Asta e un apartament de cerii 260 de mii, după părerea mea merită undeva la 200 de mii. Mai nou se negociază destul de puternic prețurile aici, nu cred că l-ați putea scoate în 200 de mii, dar oricum undeva aproape de zona asta. E un apartament care necesită un pic de îmbunătățiri, un pic de renovare, însă destul de aproape de plajă, foarte aproape de plajă, nu știu dacă s-a văzut în imagini, că estimez eu un 300 de metri de plajă, o plajă bună din oraș, sunt două plaje în Porto de la Cruz, aș zice cea mai bună dintre ele. Îmi place cum e, foarte mult cum e împărțit, deci vă explic, poate că mișcând telefonul n-ați văzut foarte bine. Deci când intri un hall și în dreapta e bucătăria, după care un living. Pe tot nivelul inferior avem doar un living și o bucătărie, care apropo se poate deschide și poți să faci un living cu o bucătărie, spart peretele și o bucătărie deschisă. Apoi la etaj sunt 4 dormitoare, toate în oglindă similare unul cu altul, în colțuri și în mijloc sunt 2 băi. Foarte bună amplasarea, se poate închiria foarte bine către 2 familii, adică o familie ar lua dormitoarele din dreapta și una cele din stânga sau multiple variante. Și mai este și un mic birou între 2 din cele 4 dormitoare pe partea din spatea blocului, să zic așa, cu vedere pe spate, în care, nu știu, nu intră un pat, dar e foarte util ca birou. Uite cum sunt eu acum, mi-ar plăcea să am un birou și să nu stau lângă asta, am un câine. Pentru cine nu mă cunoaște, am un câine și acum se alintă pe aici. Bun, continuăm cu o altă proprietate, o casă în Porto de la Cruz. De altfel, multe proprietăți pe care vi le arăt sunt în Porto de la Cruz pentru că eu în acest moment caut pentru mine o proprietate pe care să o renovez și să o vând. Ceva ce dorește? Da. Ia fi atent. Ah! Tocmai mi-am dat seama că de câte ori ies, îl iau de la început. Scuzați-mă. 3x4. Zice eu de 6x4, 6x5. Deci aici, 10.000 de euro. Apartamentul ăsta. Deci aici, îmi place mult mobila asta. Și asta e o cameră, aș zice eu, de 6x4. Ăsta ar fi un living, maxim, cu vedere în apoi strada principală. Ăsta e un dormitor cu puțină lumină naturală. Mai aveau și niște perdele. 3,5x3,5. Ca și comparație, între ele mult, 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 mult mai comod ar fi apartamentul. Pentru că are mult mai multă lumină naturală, ăsta nu are pic de lumină naturală, ăsta are o mică curte și o mică terasă în compensație, dar este într-o zonă mult mai decentralizată. ...cu un geam foarte, foarte mic și un tavan foarte înalt, dar nu poți face nicio supantă ceva. Mă refeream aici că dacă am fi avut un tavan un pic mai înalt, cam jumătate de metru, un metru, ai fi putut construi un etaj în supantă, zic eu. Practic, pui un pat la etaj și câștigi zona de jos. Da? Pentru asta trebuie, ca să-l citesc pe Mihai, prietenul meu, circa 4,70 m. Al dormitor. Cam 3,5x3,5 cu un geam foarte, foarte mic. La fel tavan mare, dar fără să poți faci nimic. Nu te folosești de nimic de el. Bucătăria. Măricică. Cu iluminator acolo, slabă lumina peste tot. Casa asta e 200 de mii, ca să țin minte. Asta e nimic, e o debara, nici nu mai are importanță. Aici o baie, iarăși, fără lumină, fără geam. Deși e mare, 2x3, nu face nimic. Curte interioară și... Hai să urc.
Stăteam pe gânduri. De multe ori, dacă nu-mi place proprietatea, nu mai stau să-mi pierd timpul. Bun. Și o mică terasă. Nu servește prea mult, că aici e stradă, foarte circulată, gălăgie. Aici ar mai putea să pună două etaje, să o facă cutaia la ras. Și asta ar fi o chestie interesantă, dar ca să pui două etaje aici, muncești enorm de mult și rămâi cu și mai puțină lumină. Pentru că dacă urci încă 10 metri, aici intră și mai puțină lumină. Deci, nu. Nu-mi plăcea nici vecinătatea, în sensul în care e bună zona, doar că blocul de lângă vede pe terasa ta și atunci terasa nu mai e atât de valoroasă pe cât ar fi putut fi. Prins drag de casele astea. Uite cum poate să arate casa asta. Cum să nu te îndrăgostești de ele și să nu vrei să le renovezi cu toate? Care teren pe care l-am văzut în Puerto de la Cruz. Asta este cu adevărat un teren greu de găsit. Tot așa, la 200 de metri de ocean și terenul se termină unde vedeți zidul acela în spate. N-aș putea să zic cu exactitate, dar cred că are vreo 30 de metri lungime și vedeți mai târziu încă un plus pe care l-are. Până la zidul ăla din față. Aici sunt vreo 10-15 metri și acolo vreo 7-8 metri. Este lățime. Asta poți să o lași așa, mă rog, poți să o renovezi și să o folosești cumva sau poți să o dărâmi. Dar cum deja e făcută, eu aș lăsa-o așa pentru că îi faci niște geamuri și faci aici o mică casă de oaspeți sau ceva. Să vă explic. În Spania, dacă ai o construcție de mai mult de 5 ani de zile pe care nu te-a somat nimeni să o dai jos, o poți păstra. Și în acest caz, dacă eu aș cumpăra terenul ăsta și aș vrea să construiesc, aș construi în zona unde este acea casă albă, lângă gard, acolo unde ai lățime 7 metri. În spate aici nu m-ar lăsa să construiesc. Însă dacă eu am deja asta, eu pot să le cer să mi-o intabuleze pentru că e de mai mult de 5 ani de zile fără să fiu somat să o dau jos. Și atunci, teoretic, aș avea două case. Asta ar fi una. Și a doua, al doilea lucru pe care vreau să vă spun, una din condițiile în care poți să faci chestia asta este ca acea casă dărăpânată să aibă patru pereți intacți. Imens terenul, în centrul centrului. Ca idee, mă uiși-o peste gard, omul ăsta și-a făcut piscină. Nu e top, adică nici piscina nu e super bine, nici zidul ăla nu e super ok și nici curtea nu e foarte îngrijită. E jos, da. Dar asta este în centru Puerto Cruz. Cam așa arată terenul dinspre stradă. Partea asta, cât e alt, se poate construi. Deci partea asta e construibilă. Ah, iar am derulat. Doamne, sunt incredibil. Aveți un pic de răbdare cu mine până învăț softul ăsta. Da, ce voiam să vă zic este că, și n-am zis pe video, există un teren perpendicular pe acesta, care și ăla e de vânzare. Încă nu știu prețul la ele. Mi se pare incredibilă investiție pentru un dezvoltator care vrea să facă un bloculeț de 10-15 apartamente sau, mă rog, două bloculețe de 6-7 apartamente cu o curte comună interioară unde intră o piscină. Îmi place foarte, foarte mult. N-am bani pentru asta, dar am zis să vă zic. Hai să căutăm unde rămăsese. Rămăsese în că am luat copiii de la școală. Da. Tati, you're weird. Vezi cum te numai te doamne vechea? You can do it. Acum vă las să vă delectați un pic cu câteva imagini de la ocean. Bravo, Sari! Asta e o plajă care mie mi-este foarte dragă, pentru că e apa foarte limpede, sunt stânci și... Și pentru că nu e nisip, e foarte, foarte limpede. Și asta e cățeaua mea.
Hai, Luna, haide! Luna! Hai! Aici încercam să... De fapt am și reușit să-l tragă pe Victor cu sania aia pe roți. Bun. Mai sunteți? Am 16 like-uri, mulțumesc. Și o inimioară. Asta înseamnă că suntem pe un drum bun, înseamnă că sunteți încă aici cu mine. Și vă mulțumesc pentru like-uri. Apropo, mă încurajează să mai apar. Mulțumesc, Maria. Se aude încet pentru că îl dădusem eu încet. Voi ține cont de asta în viitor. Îmi pare rău. Bună, Cornelia. George, nu sunt rechini. Adică, teoretic sunt rechini, dar nu vin la... Și nu sunt cum sunt în alte zone. Și nu vin la mal. Adică sunt niște semne pe la anumite plaje că există rechinul înger sau nu știu ce, niște specii de astea de rechin, dar... N-au fost incidente și n-am nicio teamă de asta. Nu m-am gândit până acum. Da, mersi că mi-ai băgat acum frica asta în cap. Bun. Despre ce vorbim azi? Vreau să vă arăt întâi o proprietate care, deși nu mai e disponibilă și mă oftic foarte tare, poate că n-aș fi cumpărat-o, sigur n-aș fi cumpărat-o, dar este atât de... tare m-a marcat această proprietate. Să vă povestesc prima oară. Vă vorbesc întâi despre Galiția. Galiția este o comunitate, o regiune din Spania, în nordul Spaniei. O secundă să văd dacă am aici o hartă. Da. Bun. Deci, în nordul Spaniei avem câteva comunități foarte interesante. Bilbao, Țara Baștilor, care e interesantă prin faptul că acolo trăiesc baști care nu vorbesc nicio limbă latină, nu prea înțeleg eu personal cum au ajuns acolo, că limba lor se aseamănă mai mult cu finlandeza sau altceva, nu știu. Apoi Cantabria, apoi Asturia și apoi Galicia. Aceste patru regiuni sunt foarte, foarte frumoase, au toate deschidere la Oceanul Atlantic, aici în nord. Și au o natură, nu știu, comparabilă cu ce vezi în România. Verde, doar că ai și oceanul. Astăzi vorbim despre Asturias, pentru că în Asturias există această casă pe care vreau să vă prezint. Și aveți aici o prezentare a acestei case a unui agent imobiliar local. Dacă aveți timp și vreți să vă relaxați un 30 de minute, cred că ar video, o puteți face. Vă povestesc eu între timp cam despre ce e vorba în acest film. Proprietatea are mai mult sau aproape 10 hectare. Ca să aveți o idee, pentru că eu a trebuit să fac un calcul pe hârtie, 10 hectare ar însemna cam 20 de terenuri de fotbal. Sau puneți așa, luați o curte de 100 de metri lățime și gândiți-vă că ea continuă cu 100 de metri lățime timp de 1 kilometru, adică preț de 1 kilometru. Și asta înseamnă 10 hectare. În aceste 10 hectare vorbim de fapt despre, cred că sunt vreo 6 sau 7 case. Toate necesită reparații, însă teoretic e un mix sat pe care îl cumperi tu tot deodată. Deci ai 10 hectare cu 7 case pe care le poți renova. Și cum spuneam, dacă ai 4 pereți intacți, tu poți construi casa, o poți reconstrui fără să-ți iei autorizație. Un alt lucru interesant la proprietatea asta este că are două râuri și practic ai apă la tine în curte fără să ai nevoie de nimic. Îți mai pui niște solare și ești total în, cum se zice? Cum se zice, Anca? Dacă ai apă și... Cum? Off the grid. Da, în română, caut eu. Mă rog, în fine, n-ai nevoie autonom de nimic. Autonom, mulțumesc. Așa. Mai ai și, ca să nu fii autonom din prima, ai lumină trasă, pentru că satul ăsta a avut pe vremuri lumină. Ce e foarte, foarte interesant este că tot ce v-am povestit costa un pic peste 100.000. Părerea mea e că s-a vândut cu 100.000 de euro proprietatea asta. Mi se pare foarte, foarte tare. Acum supăra că nu mai este, pentru că m-a anunțat, am primit notificare că s-a vândut. Am căutat așa, zic, hai să mă uit în zonă cam ce aș găsi.
Și uitându-mă în zonă cam ce aș găsi, am găsit niște știri despre un sat din Spania care îți oferă 3.000 de euro să trăiești acolo. Și știrile, vreau să spun că le-am găsit în ziare mari din Spania, El Día, diariul Los Avisos, cam în toată presa din Spania a circulat vestea asta, care da, e adevărată, adică știrea e adevărată, numai că e foarte veche. Între timp am aflat de la primărie că nu mai e oferta asta. În schimb, poate că găsiți oferta asta în alte sate din Spania. În schimb, ce mă bucură totuși este că am găsit niște case incredibile în satul ăsta. Și vorbim de un sat care este la o oră și ceva de Oviedo, Oviedo fiind, nu știu pentru care motiv, că nu înțeleg, dar mă rog, unul din al treilea oraș ca nivel de... este pe locul 3 în lista celor mai dorite orașe din Spania. Probabil foarte frumos. Ca idee, Asturia, vă arăt și cam cum arată zona, este foarte, foarte frumoasă. Cam așa arată un sat din Asturia. Ar că am trebuit să mă mut eu de aici, nu-i așa? Da, spuneți. Mai bine așa. Da, vaci avem și noi, însă plaje de-astea mai puțin. Castele e o zonă foarte, foarte istorică și cam astea sunt plajele. Munte foarte frumos lângă plaje foarte frumoase. Bun. Trebuie să vă spun că în Asturia, Asturia nu e Tenerife, în Asturia ninge și e frig iarna. Însă, în Tenerife nu găsiți case la 15.000 de euro. Și uitați-vă, de exemplu, am aici o casă pe care vreau să vă arăt, la 30.000 de euro, este o casă de 100 de metri, mă rog, necesită reparații, evident, are 1.000 de metri de teren și, nu știu, mie mi se pare pe două nivele, o parcelă de 1.000 de metri cu 3 dormitoare și un living, e o casă foarte bună la 30.000, dar nu numai, că mai găsești și la 20.000, mai găsești, mă scuzați, dar pleacă soția să ia copiii. Mașina e jos, da, bravo. Da, și mă rog, găsești și case pe stil vechi, foarte mici, la 15.000. Nu ai 30.000 aia, bonusul, 3.000 de euro bonusul ăla pe care îl dădea primăria acum ceva timp, dar în fine. Ca idee, Spania nu este scumpă și natura este incredibilă. De altfel, cred că zona asta are un imens potențial turistic. Ce s-a întâmplat în zona asta este că dar s-au închis niște mine și practic a picat toată industria din zonă și a rămas doar turismul. Și turismul este probabil încă la început. Adică mă gândesc eu că dacă un sat întreg de 7 case costă 100.000 de euro sau o casă costă 14.000 de euro, gândiți-vă că încet, încet, zona asta va atrage investitori și am uitat să vă precizez că există un drum, se numește Camino de Santiago, puteți să căutați despre el și cred că sunt zeci de mii de oameni care trec prin această zonă în fiecare an. Dar haideți să căutăm împreună, că tot avem timp, că nu mai iau copiii de la școală. Camino... Da, deci în 2022 cu 50% mai mult ca în 2021 au fost mai mult de 440.000 de pelerini care au făcut drumul ăsta. Pelerini care au nevoie de cazare și mâncare. Ca să vă faceți o idee, un drum din Franța până în Santiago de Compostela
un drum cu istorie pe care îl parcurgeau niște în interes religios în antichitate și continuă să-l fac acum oameni tot în interes de autocunoaștere sau așa mai departe și eu mă gândesc să fac asta, dar să mai crească un pic copiii. Sunt câteva sute de kilometri pe jos și stai în tot felul de case rurale, hoteluri rurale, foarte, foarte, foarte drăguț. În orice caz, zona este fantastică, e superbă, casele sunt foarte ieftine, cam asta am vrut să vă arăt. Ce mai aș avea eu pe listă să vă comunic? Nu uitați că dacă vă interesează proprietățile din Spania și discuții despre proprietățile din Spania în limba engleză, am creat acest grup pe Facebook și vă invit, sunteți invitații mei, ca să zic așa. Despre noi, îmi propun să fac astfel de live-uri mai des, cu tot felul de, dar pe teme imobiliare, pentru că, după cum spuneam, asta e interesul meu acum. Și dacă aveți voi întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mai răspund la cine știe ce curiozități ați mai avea. Salut, Valentin! Mă bucur și eu de revenire. Cornelia, te referi că sunt, ai spus, este superbă regiunea, dar și prețurile sunt pe măsură. La ce te referi? La Porto de la Cruz din Tenerife sau la regiunea asta din nordul Spaniei? Bună, Georgiana! Nu știu dacă mai e Cornelia cu noi. Dragilor, ne-am încadrat în sub jumătate de oră, ceea ce e foarte, foarte bine. Mă bucur că ne-am văzut. Asturia, mi-a răspuns Cornelia. Păi nu mi se pare scump deloc Asturia. Cornelia, dacă îți găsești o casă cu 15-20-30 de mii de euro, eu cred că, nu cred, sunt sigur că în Rucăr, Argeș, în România, nu-ți găsești o casă la prețurile astea. Sunt absolut sigur. Dar mie mi se păreau ieftine, eu de-aia vi l-am arătat. Dragilor, mă bucur mult că ne-am văzut, mă bucur că sunteți cu mine și că îmi dați mesaje minunate. Vă urez o zi bună, Domnul cu voi, să ne vedem cu bine în următorul live. Și nu uitați că de-aia am pus asta aici ca să nu uitați. Subscribe, share, like, clopoțel. V-am pupat, dragilor. Ciao!